Dacă suntem invidioși, dacă judecăm pe aproapele, poarta bucuriei va fi închisă în veci. Și e o poveste atât de tristă, să mă iertați că vă spun. Într-un sat era un om foarte credincios. Se ducea la biserică și nu numai că se ducea la biserică și cânta lui Dumnezeu și se ruga, dar făcea și fapte bune, a împodobit biserica și să știți că e o faptă bună. Făcea veșminte pentru preoți și să știți că e o faptă bună. Veșmintele preoțești trebuie să fie făcute de dumneavoastră, nu de preoți că nici n-au bani. Dar să nu le faceți costume de mers la bal, ci din acelea cu care slujesc în biserică. Așadar, omul nostru făcea multe fapte bune, dar avea un păcat, o patimă, era invidios. Voia să fie primul și nu suporta ca cineva să aibă mai mult decât el și se ruga mult, să aibă, să aibă. Și, la un moment dat, vine îngerul la el și spune, uite, m-a trimis Dumnezeu la tine și pentru râvăna ta pe care o ai și pentru toate cele bune, vrea să te scape de patima asta de a avea mai mult decât alții. Și a zis Dumnezeu așa, că-ți dă tot ce vrei tu și orice cantitate vrei, cu o condiție, ca Ion, vecinul tău, să aibă de două ori mai mult. Ha! Zice, tot. Tot, zice îngerul. Dar dacă cer eu 10 case... Îți dă 10 case. 10 case. 10 case. Și Ion o să aibă 20. Da, 20. Dar boi, dacă îi cer 100 de boi, îmi dă. Da, îți dă. Și Ion să aibă 200. Da, 200. Nu. Nu pot să accept. Și, orice ar fi cerut și oricât de mult, când se gândea că Ion o să aibă de două ori mai mult, nu putea. Lasă-mă 3 zile să mă mai gândesc, să mă mai rog. Și s-a rugat, a postit, s-a chinuit așa și a venit îngerul peste 3 zile și zice, ei, Vasile, te-ai gândit? Da, zice Vasile. Și ce vrei să-ți dea Domnul, întreabă îngerul. Să-mi iau un ochi. Râdeți, dar ar trebui să plângem, nu? Ar trebui să plângem, da. Atunci, vedeți, cum să fie bucurie. Dacă ochiul meu e îndreptat către aproapele, ce are, cât are, ce face, ce zice, n-am cum să mă bucur. Pot să am eu cea mai minunată stare din lume. Dacă nu o pipăi, dacă nu o percep, dacă nu dau slavă lui Dumnezeu, dacă nu intru în bucuria stăpânului meu pe calea aceasta a împlinirii poruncilor, nu am cum.